câteva cuvinte despre partid. Da. În primul rând aș vrea să încep prin a felicita echipa din Târgu Jiu pentru performanța din Euro Challenge. L-am felicitat pe domnul antrenor personal și astăzi dimineață și consider că această performanță este una care face bine întregului basket românesc. Și personal mă bucur foarte, foarte tare că o echipă din România a ajuns să joace în primele 8 în Euro Challenge. Despre meciul din seara asta, în primul rând îmi pare foarte rău că a avut loc acest incident, n-am văzut ce s-a întâmplat, nu pot să știu. Este regretabil și nu e un lucru normal, de nicio parte. Despre joc în sine, este evident că am pierdut lupta totală la recuperare, la recuperări. Asta și probabil noi fiind dezavantajați de lipsa lui Krapić, care ar fi să ne ajute, zicem noi, în această direcție, dar din păcate nu s-a simțit bine și nu a putut să joace astăzi. Îi felicit încă o dată și le doresc succes foarte mult atât în campionat cât și în cupele europene. Un meci strâns. De unde totuși acești nervii? Un meci cum? Un meci destul de strâns. Nervii totuși de unde au venit? De unde credeți că ar putea să... Nu știu, chiar n-am nicio idee. Nu știți sau nu vreți să spuneți? Nu, chiar nu știu. Chiar nu știu. A fost o gol, știți, cumva niște goli între anumit jucător sau echipă? Din ce știu eu, nu. Dintre echipe, eu tot timpul am fost foarte apropiat, să zic, de Târgu Jiu. Am jucat aici de... și am antrenat de 20 de ani. De chiar de 30 de ani. Așa că nu a fost vorba despre așa ceva. Și nici nu știu de jucători să fie avut vreo... Uneori se întâmplă. Campionatul este foarte strâns, presiunea este foarte mare, probabil de aici vine. E un teren greu? Întotdeauna. Dar dumneavoastră știți asta, doar vreau să vă confirm. Da, este un teren foarte greu, cu o sală minunată, cu public foarte frumos, cu o echipă foarte bună, o echipă foarte fizică. Ce s-a schimbat totuși după pauză? Au continuat să recupereze din ce în ce mai mult. Și la pauza mare aveam un handicap uriaș de recuperări în defavoarea noastră, care s-a adâncit. Din păcate, pentru noi. S-a schimbat raportul la aruncări. Era nefavorabil înainte de pauză și după pauză... Da. V-ați dori energia în play-off? Să jucați cu... Deocamdată noi avem problemele noastre legate de lot și să ajungem noi în play-off. Și eu vă mulțumesc.